Ajuns la Bruxelles, președintele Claus Iohannis a declarat că a avut discuții bune cu aliații după ce și-a anunțat candidatura pentru funcția de secretar general al Alianței Nord-Atlantice, dar a refuzat să nominalizeze țările care l-ar susține pentru șefia NATO. Fiecare stat vrea să facă anumite afirmații, dar ele să fie păstrate totuși în cadrul NATO. Vedeți, la NATO nu există o procedură publică, nu se votează, rezultatul se stabilește consensual. Președintele Klaus Iohannis a declarat că abordarea sa în ceea ce privește viitorul NATO este ușor diferită de cea a principalului său contracandidat, premierul olandez Mark Rutte. Și a menționat că principalele aspecte care îi deosebesc sunt geografia și istoria. El a mai subliniat că relația cu premierul olandez Mark Rutte e absolut normală. În replică, premierul olandez a declarat că Iohannis este un om minunat. Este cu adevărat un om minunat. A fost președinte al României timp de 10 ani și îmi place să lucrez cu el. Este un lider foarte credibil al țării sale, dar în ceea ce privește NATO, știi că nu voi spune nimic. Întrebat dacă vizează și o funcție europeană, președintele Iohannis a răspuns că se concentrează pe discuțiile pentru NATO.